În această seară la Bucovina TV, în cadrul emisiunii Argumente, imediat după știri, invitați la dezbatere în direct vor fi consilierul local PSD Rădăuți, Tiberiu Maierean, și Manole Crețu, proprietarul parcului de distracții și al patinoarului din Rădăuți. Se știe că cele mai picante ședințe de consiliu local au loc la primăria municipiului Rădăuți. Nu există întâlnire de acest gen a aleșilor locali să nu fie măcar un moment hazliu. De fapt, se dezbat probleme grave și importante, însă dacă nu se pot discuta cu simț de răspundere de toate taberele prezente, atunci se ajunge la ironii sau chiar la expresii mai mult sau mai puțin ortodoxe. Rămâneți alături de Bucovina TV pentru dezvăluiri de senzație. Eu am depus o hârtie în data de 14 martie la municipiul Rădăuți, solicitarea amplasării unui parc de distracție în perioada zilelor orașului. Și am primit un răspuns acasă de la domnul Vici, semnat și domnul primar, care a spus nici domnul Vici, nici domnul primar, că de unde am primit o hârtie asta, dar este semnătura dumnealor, că nu poate colabora cu mine, întrucât s-a făcut un alt contract de colaborare cu o firmă de la Vaslui. M-am interesat de firma de la Vaslui, eu am oferit 300 de milioane preț de participare cu parcul de distracție la zilele orașului, iar în contractul care este făcut cu o altă firmă, este contract de 100 de milioane cu sponsorizare. Și a spus că nu mai poate colabora cu mine primăria pentru că are un alt contract. Eu astăzi am depus 6 firme în care solicităm participarea la licitații publică și nu cu contract de sponsorizare. Eu ca firmă nu pot să dau 400-500 de milioane când o să ajungă licitația pe contract de sponsorizare, că nu-mi permite legea, ci vreau să din bugetul local să mi se emită factură și chitanță ca să mă pot scade la cheltuieli. Domnul Manole, de când sunteți la Rădăuți aici? De câți ani? Vin din 70 la Nu, dar vorbesc... Acum, de 5 ani, asta? Ultim 6 ani, da. În fiecare an? În fiecare an, da. Da? Și cum a crescut sumele astea? Când a început că lumea zbuni, de exemplu, am cu 2008. Cât a crescut? În 2008, 200 de milioane. Da? Până în 2009? 2-3 și tot au crescut sumele. Da. Bun, nu, dar la primărie ești cum vineați cu... Cu sacoșa de bani. Așa, și vă dădea chitanță, vă dădea ceva? Un contract de sponsorizare. Dar chitanță nu. Fără chitanță. Fără chitanță. Contract de sponsorizare. Foarte interesant. Adică, tot ia zine, cum e cu banii ăștia, cu sacoșa? De ce nu dai chitanță? Domnul... De ce nu dai chitanță? Avocatul... Poporul, avocat poporul. Omul a spus că nu dai chitanță. Vinea cu sacoșa, dădea banul și chitanță... Și de fiecare dată. Nu că ați dat bani cuiva și pagă sau... Nu își pagă, doar înțelegi, nu, cum își pagă. Și v-a dat chitanță? Nu, cine își ideea? Adică contractul mai sponsorizat. Mai exact contractul. Contractul mai sponsorizat. Domnul Manole a spus așa, că a venit anul ăsta cu ofertă de 300 de milioane. Dar stai, unii pleci. Măi, nu te duc după sacoșa cu banii acum, nu-i nevoie să mergi pe aia. Hai, fac vină cu aia.